Polițiștii orașului Ceacov au reținut doi tineri bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În fapt, la data de 24 februarie, în jurul orei 14, polițiștii orașului Ceacov au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că în perioada 23-24 februarie, persoane necunoscute, prin forțarea ușii de acces, ar fi pătruns și ar fi sustras dintr-un imobil aflat în construcție, situat în localitatea Petroman, mai multe unelte electrice, respectiv o bormașină, două flexuri electrice, un aparat pentru sudură, precum și un motor electric, cauzând un prejudiciu în valoare de 5.000 de lei. În urma verificărilor efectuate la data de 28 februarie, polițiștii au reușit identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, respectiv doi tineri în vârstă de 18 și 24 de ani. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 28 februarie, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, urmând ca în cursul zilei să fie prezentați magistraților în vederea dispunerii unor măsuri preventive.